Cătălin Pădoraru, președintele concursului internațional de vineri București, Vinarium. Organizăm ediția 2020 în condiții speciale. Ne aflăm în studioul Stage Expert, unde reușim să facem un cadru pe care să-l transmitem întreaga lume, acolo unde se află cei 34 de jurați. Am reușit într-un termen record să strângem vinuri din 13 țări, ceea ce e foarte important, țările puternice din punct de vedere al producției vitivinicole. Avem și 4 Master of Wine care intră în această competiție, deci până la urmă o însumare de competențe și de oameni foarte bine pregătiți care au hotărât, și le mulțumesc pentru asta, au hotărât să își sacrifice o bună parte din timpul lor, aproape jumătate de săptămână, să facă în mod voluntar această ierarhizare pentru a debloca într-un fel sau altul lumea vinului, pentru a ține un concurs OIV și Vinofed care se ține la data programată, de fapt singurul concurs care se ține în acest moment în lume. Avem 5 șefi de comisie pentru cele 5 paneluri, 4 dintre ei se află aici în studio, unul dintre ei se află la Iași și fiecare dintre ei își coordonează panelul prin Zoom și aplicația noastră de jurizare care este independentă în toată Europa. Jurizarea se face standard în limitele trasate de OIV, se elimină extremele și rămân de data asta dintr-un juriu de 6, rămân 4 note din care se face media. Se adaugă la această organizare și o structură pe care nu o aveam înainte, o structură tehnică, care trebuie să țină toată partea de comunicare, asigurând toate condițiile pentru ca jurații să simtă cât mai puțin faptul că nu suntem fizic împreună. Lumea vinului, în general, asimilează și etalează valorile clasice. Clasic nu înseamnă neapărat conservator. Este un moment care ne-a dovedit că trebuie să fim în avantgardă, trebuie să atingem lucrurile care poate păreau simple exotisme tehnice și care nu privesc generația noastră sau nu privesc vinul de pe socul lui de statuie clasică. Cred că am reușit să propunem întregii lumii o variantă viabilă de concurs desfășurat prin intermediul tehnologiei de comunicare. S-a dovedit că prin intermediul acestor tehnologii putem să rămânem ancorați în realitate și putem să facem față unei încercări care va avea repercusiuni destul de mari. Cine nu se adaptează va pierde.